Pentru prima dată în exclusivitate, o televiziune pășește pragul celei pe care mulți o cunosc ca fiind fata cu naiul. La o vârstă atât de fragedă, Adriana Babin reușește să cucerească cu talentul său mii de inimi, având un succes răsunător și peste hotarele țării. Noi însă am vrut să o cunoaștem pe ea, fiică și soră, dar și pe părinții ei, cei care i-au fost alături mereu. Prima ce observ sunt bicicletele. Da, avem destul de multe biciclete pentru că când vin acasă trebuie cumva să petrecem timpul meu liber împreună cu familia și obișnuim de foarte multe ori să mergem la plimbări cu biciclete. Dar mergem așa, până dintr-un capăt a Orhelu până în altul. Aici presupun că vă petreceți seriile, nu? Da, obișnuim aici să stăm cu familia, dar se întâmplă chestia asta foarte rar pentru că noi foarte rar suntem toți acasă, de altfel. Noi am trăit în mai multe locuri pentru că tata e preot și cred că cine are părinți preoți, ei știu deja care e treaba cu localizarea. Eu zic să mergem în casă, să vă fac cunoștință cu părinții mei și să vedem de fapt ce spun ei despre mine. Chiar dacă părinții ei nu sunt instrumentiști, aceștia recunosc că totuși Adriana a moștenit ceva talent și de la ei. Și la grădiniță și la școală participam la urci și serbare. Câte de ce, fel de fel de festivități, eram chiar în centru atenției, chiar prima, aș zice. Crescând mai mare, tot așa, soțul, preot, dar la noi în familie întotdeauna e muzică, e veselie. Își amintesc cu drag de prima ei prestație pe scenă. Centru de cultură, în oraș, într-o orchestră. Era chiar de hramul orașului. Știu că așa, cu emoții am pregătit-o, mă rog, chiar aș zice prima scenă așa în oraș aici, în Orhei. Cui înseamnă cel mai tare la caracter, Adriana? Tata. Evident. Fizic. De la gât în sus. Și dorește obține, cred că merge peste tot. Uneva poate nu e chiar bună așa, prea încăpățânată ca și mine. De la gât în jos e tot mama. Ce-ai zis-o ei? Siguranță că nu. Chiar astăzi am râs și zic ei. Se intre într-un Maybach și se închide ușa bodyguard. Cum observați când Adriana e enervată? Nu-i dispusă, în bine. Care sunt săturile, nu știu, afeții care... Ea nu-i dispusă niciodată. Dar invers, cum e ea când se bucură la maxim când... Tot în urmă. Râde de audi mahal. Da, are un râs, nu se poate opri. Unde o vedeți cel mai des? În fața televizorului. Iată aici, îi place. Dar vreau să zic și la bucătărie. Iată, vreau să zic un plus a Adrienii, ci poate nu e așa la mine, nu-i la Loredana, la fata cealaltă. Îi place foarte mult să pregătească ceva. Ne-a confirmat-o și Adriana, care a continuat să ne facă o mini-excursie prin locul care reprezintă cu adevărat copilăria ei. După cum au spus de fapt și părinții mei, aici este locul unde îl petrec cel mai mult timp, pentru că este această canapea foarte și foarte comodă și televizorul. Aici este bucătăria și este adevărat, eu de obicei aici studiez. În primul rând, pentru că eu nu știu de ce la mine în casă cea mai bună acustică este la bucătărie și plus la asta, din nou, cum au menționat părinții mei, în special mama, eu obișnuiesc să gătesc de foarte multe ori. Nu obișnuiesc să stau foarte mult timp în cameră pentru că sunt la Chișinău în cea mai mare parte a timpului și totuși când vin aici am fericită ocazie să împart camera cu sora mea și chiar este cumva o cameră cu foarte multe amintiri. Deci hai, vă invit la mine! Este camera mea și a surorii mele, Loredana. Când vin acasă, de fapt, din păcate, acest lucru se întâmplă foarte și foarte rar. Totuși, când vin acasă, noi stăm aici împreună, discutăm cafetele, ne împărțim cumva cu noutățile din viața noastră personală. Acest afiș este unul foarte important pentru mine, pentru că a fost din călătoria sau plecarea mea în Germania din această toamnă, în Berlin, unde am avut un concert extraordinar. Ce muzică asculți? De obicei ascult tot felul de muzică, chiar sunt meloman, începând cu muzica clasică și terminând cu manelele, recunosc. Am, să zic, un fetiș, dar e mai mult la catering. Adorată de public, dar și de cei dragi, Adriana rămâne a fi un copil obișnuit,
cu preferințe muzicale corespunzătoare vârstei sale, preocupată și de domeniul beauty ca orice domnișoară, dar totuși cu un talent incomparabil care ne lasă să admirăm cum aceasta cucerește noi și noi culmi.